dimineața, sunt Reina Vox și cu mare drag vă invit să urmăriți matinalul Fi Antena pe Antena 3 Râmnicu Vâlcea alături de minunata Mădălina Mitu. Vă pup! Doamnelor, domnilor, bună dimineața din nou! Iată că am plecat repede, repejor de la pupitrul știrilor și am ajuns aici direct pe platoul matinalului Fi Antenă. Așa cum probabil l-ați ghicit, sunt gazda dumneavoastră din această dimineață. Mă bucur să mă aflu aici pentru că este un moment foarte important pentru colega mea, realizatoare a matinalului Fi Antenă. Împlinește astăzi 3 ani frumoși. 3 ani în care ne-a făcut diminețile mai frumoase și mai veselă. Mădălina se află chiar lângă mine, chiar acum. Să felicităm pe Mădălina. Mădălina, la mulți ani frumoși și voioși și să facem misiuni cel puțin la fel de frumoase ca până acum. Bună dimineața, Alina! Mulțumesc din suflet tuturor celor care se uită în acest moment la noi. La mulți ani și dumneavoastră, că împreună facem, împlinim 3 anișori de matinal de luni până vineri cu începere de la 7:15. V-am fost în fiecare dimineață gazda dumneavoastră, însă ca de fiecare dată, cum și anul trecut, Alina a fost moderatoarea matinalului Fi Antenă pentru o zi. Mă bucur din suflet că și anul acesta ești alături de mine, Alina. Și eu mă bucur foarte mult. Ce să zic, am mai făcut odată. Am mai făcut odată. Haideți să ne mai vedem și la anul în aceeași formulă. Mi-ar plăcea foarte mult. Doamne ajută! Doamne ajută! Cum te simți astăzi? Cum te simți acum, în această dimineață? Mă simt ca de fiecare dată, cum trecerea la încă un an, emoționată, nostalgică și puțin vulnerabilă, aș mai adăuga. Pentru acest an încă un sentiment mă apasă, dar în același timp împlinită, pentru că mi-am dat seama că tot ce am putut să fac, am făcut-o cu drag, am făcut-o din suflet, m-am autodepășit de la an la an și cu toate acestea am realizat că înăuntrul meu există o forță pe care nici eu nu credeam că există în mine și uite că ușor, ușor am descoperit-o cu trecerea anilor. De asemenea, înainte de toate, vreau să mulțumesc din suflet sponsorilor noștri din această dimineață pentru că ne-au făcut platoul mai frumos și mai delicios. Delicios, cu siguranță. Aș dori să-i mulțumesc din suflet Mihaelei Fuiorea pentru aceste baloane minunate cu numărul 3. 3, sper să-mi aducă noroc. Și acest tort delicios de acolo, de lângă Alina, este un tort realizat de patiseria Moga de la Hermes. Le mulțumesc din suflet pentru că ne-au făcut dimineața mai delicioasă și mai frumoasă prin amenajarea acestui frumos studio. De asemenea, vreau să mulțumesc întregii echipe Antena 3 Vâlcea, pentru că fără ei nu aș fi existat. Fără Laurențiu Popa n-aș apărea în fața micilor ecrane, fără cameramanii noștri Andrei Vătăjelu și Oprea și Radu, n-aș avea o imagine frumoasă. Și bineînțeles Magda Popescu, ție, Alina și toți colegii noștri, Andreea, Luiza, Silviu, bineînțeles doamna Ana Loredana Predescu, tuturor celor care există în echipa Antena 3 Vâlcea, Daniel Sima, absolut sper să nu omit pe nimeni. Vă mulțumesc din suflet! Și noi mulțumim că, iată, suntem împreună în această formulă, suntem cu toții aici și facem o echipă minunată, o echipă frumoasă. Ei, da, așa au trecut este. 3 ani, cifra 3. Ani. Imediat le discutăm despre toate, da, imediat. Cifră, cum mă simt, ce planuri am, ce, cum a fost. Dar haideți să vedem cum stăm cu vremea. Avem un peisaj hibernal minunat afară, cam greu cu dezăpezitul mașinii, dar să vedem cât ne ține această zăpadă mult așteptată. Vremea, deci am primit un frumos cadou și de la natură în această dimineață, zăpadă, așa că haideți să aflăm. Să vedem cât ne mai bucurăm de ea vremea. Da?
Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării vremea se menține geroasă dimineața, în special în centru și în estul teritoriului. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între minus 13 și minus 5 grade Celsius, masivul Cozia între minus 11 și minus 3 grade Celsius, Horezul între minus 4 și 3 grade Celsius, Brezoi între minus 4 și 4 grade Celsius, Voineasa între minus 6 și 1 grade Celsius, Câinenii între minus 4 și 3 grade, Băile Govora între minus 3 și 4 grade, Olănești între minus 5 și 2 grade, Călimănești între minus 4 și 4 grade, Drăgășani între minus 2 și 4 grade, iar în Râmnicu-Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade Celsius. Am revenit în platou. Haideți să vedem cum stăm și cu astrele. Se pare că este o perioadă, sau mai bine spus, o zi în care ar fi bine să ne preocupăm un pic de finanțe, de cum le gestionăm și cum le sporim. Horoscop. Berbec. Berbecii sunt foarte spirituali și intuitivi, dar nu este momentul să facă alegeri privind o relație. Chiar dacă vă certați cu cineva, lăsați lucrurile să se liniștească înainte de a lua o decizie. Taur. Taurii, în schimb, primesc vești bune, pot fi legate de o etapă pe care nu ați mai trăit-o până acum. Lăsați jobul la o parte și concentrați-vă pe relațiile voastre. Gemeni. Este o zi perfectă ca gemenii să facă schimbări pe plan personal. Energia pe care o aveți o puteți direcționa către activitățile cele obișnuite sau, de ce nu, către descoperirea unui hobby. Rac. Racii pot avea conflicte cu prietenii sau colegii de la muncă. Este de preferat să nu lucrați în echipă, ci individual, indiferent dacă este în interes de serviciu sau nu. Leu. Leii se lovesc de încăpățânarea unor oameni superiori ca funcție. Răbdarea este singura voastră armă astăzi, altfel certurile vor fi nelipsite din conversațiile voastre. Fecioară. Intuiția le ajută pe fecioare să ia decizii privind un parteneriat de afaceri. Vă puteți lăsa purtați de val atât timp cât nu implică acte sau semnături. Balanță. Balanțele sunt foarte active și pline de energie, iar asta le ajută pe plan profesional. Jobul vă aduce multe satisfacții, dar îndreptați-vă atenția și către familie. Scorpion. În schimb, scorpionii ar putea să se distreze mai mult. La capitolul socializare stați foarte bine, în special când vine vorba de prieteni și familie. Săgetător. Și săgetătorii sunt foarte activi și comunicativi, mai ales la locul de muncă. Puteți lega prietenii, dar și colaborări profesionale. Capricorn. Capricornii sunt extrem de creativi, iar asta îi va ajuta în orice activitate care implică arta. Nu uitați să vă folosiți imaginația și să îi surprindeți pe cei apropiați. Vărsător. Vărsătorii sunt foarte activi în relațiile cu prietenii, familia sau persoana iubită. În plus, este o zi benefică pentru a vă face planuri legate de o vacanță. Pești. Dacă nativii pești aveau în plan să se mute, azi o pot face. De asemenea, sectorul studiului este susținut, fie că participați la un curs sau sunteți la muncă. Alina, se pare că în această dimineață ești peste tot. Sunt omniprezentă, da. Așa este. Madalina, tu cum ești, draga mea? Cum ești după 3 ani? 3 ani de muncă asiduă, 3 ani de pasiune, de bucurii și de întâmplări poate mai puțin dorite. Așa este, într-adevăr, Alina, sunt bine, cu ajutorul bunului Dumnezeu. A fost anul ce a trecut, 2023, a fost un an, ca să zic așa, încercat. M-a încercat Dumnezeu din toate părțile, dar cu toate acestea mi-a dat puterea să le depășesc. Așa, mai cu multe lacrimi, mai cu multe tristeți, dar într-un final cu zâmbetul pe buze, pentru că la matinal nu se poate altfel. Cred că, de fapt, aceasta a fost și cea mai mare provocare pentru mine, că atunci când aveam momente dificile, am fost nevoită să zâmbesc. Dar nu știu dacă a fost ceva rău în asta, pentru că zâmbetul a fost ca acel ca ștergătorul de parbriz. Atunci când plouă afară și dai drumul la ștergător, poți să vezi drumul în față. Așa a fost și zâmbetul, da. Zâmbetul pentru mine, ca un ștergător de lacrimi și de durere. Dar îmi doresc din suflet
de la noul an mergem pe 4 ani, nu mai mergem pe 3 ani, adică 3 ani am împlinit astăzi și de astăzi încolo mergem pe 4 ani, să-mi ajute bunul Dumnezeu să pot să duc și acești 4 ani la fel de bine cum am dus-o până acum, poate și mai bine, pentru că, Alina, stau și mă gândesc că de la an la an am avut o evoluție, mi-am dat seama că acum nu mai am nicio emoție în fața camerelor de filmat, poate doar din postura de invitat, ca să vorbim și în rime, cum îmi place mie. Te descurci destul de bine, da, și ca invitat. Mi-aduc aminte, la un moment dat a fost, de ce spun asta pe post de invitat, a fost un interviu la emisiunea colegei noastre Magda Popescu de sărbători. Și m-a întrebat foarte simplu, cum a fost anul pentru tine? Și atunci m-au năpădit așa amintirile și nostalgia și m-au acaparat emoțiile și mi-am dat seama că pe post de invitat nu prea mă pricep atunci când mă acaparează emoțiile. Emoțiile înseamnă autenticitate. Suntem așa, oameni. Trăiri, înseamnă suntem trăirile, oameni, sunt trăirile noastre și, bineînțeles, ne dăm seama că suntem umani prin emoții. Categoric. Uite, admir în momentul de față Facebook-ul nostru și le dau o invitație tuturor celor care ne urmăresc în fiecare dimineață și nu numai, să ne transmită mesaje, mai ales că astăzi e 3 ani de matinalul Fii Antenă cu Mădălina Mitu și aștept gândurile lor, văd că primim deja foarte multe mesaje, dar le aștept în continuare până la final să le citim. Cu siguranță vor curge mesajele ca de fiecare dată. Care este, până una alta, care este visul tău? Suntem la început de an, fiecare ne punem intenții, ne gândim la visurile noastre. Care ar fi cel mai important lucru pentru tine pe care ai vrea să-l realizezi în perioada următoare? În perioada următoare, Alina, să știi că viața o puțin ne încearcă din punct de vedere profesional și la început de an cred că în următoarea perioadă se vor concretiza anumite lucruri și îmi doresc ce vrea Universul pentru mine, pentru că mi-am dat seama că de multe ori dacă este ceva ce eu îmi doresc, viața mi arată altă cale, alt drum, alți oameni și atunci cel mai bine este să mă las în voia lui Dumnezeu și să aleagă El pentru mine ce este mai bine. Spun asta pentru că perioada aceasta am tot stat și m-am gândit și mi-am pus întrebări și am zis, oare Doamne, câți ani de acum înainte o să mai fiu la pupitru matinalului Fii Antenă, pe acel scaun? Oare cât o să mai pot duce? Oare se va schimba ceva în viața mea? Oare o să vină ceva nou în viața mea? Totul este imprevizibil, din păcate, sau din fericire. Așa că cel mai bine ar fi să mă las în voia Universului și mai ales în mâinile lui Dumnezeu, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Deciziile noastre, de cele mai multe ori ce ne dorim noi, nu este cu ceea ce de fapt este bine pentru noi. Am înțeles, așa este, așa este într-adevăr. De multe ori ne încăpățânăm ca lucrurile să fie într-un anume fel, așa cum mintea noastră vrea, așa cum noi vrem, dar se pare că divinitatea are de multe ori alte planuri cu noi și atunci, decât să ne zbatem, este mai bine să ne lăsăm cumva conduși de o forță mai puternică decât noi. Într-adevăr, se spune că tot ceea ce tu îți dorești emani către Univers și Universul îți îndeplinește acele dorințe. Care vin din suflet. Dar uneori, atunci când ești acaparat doar de durere, de tristețe, de neputință, atunci Universul își dă seama că tu poate nu meriți acele lucruri și îți ia din viața ta, fie persoane, fie lucruri și când zic persoane mă refer la relații, mă refer la prietenii, mă refer la iubire, de ce nu? Și atunci tu trebuie să accepți toate aceste
lucruri. Când încetează ceva, acceptă-le, îmbrățișează-le și spune: Doamne, îți mulțumesc pentru această încercare, o încercare nouă, și ajută-mă să devin o variantă și mai bună, ajută-mă să reușesc, indiferent că voi trece prin greu, dăm puterea necesară să pot să depășesc cu putere și cu forță, toate cele ce mă încearcă, ceva de genul acesta. Așa este. Spune-mi, te rog, care este cel mai mare susținător sau cine este persoana sau lucrul care te repune pe șine, ca să zic așa, de fiecare dată când nu mai poți. Când nu mai poți. Oh, să știi că este o întrebare foarte bună, Alina. Într-adevăr, este familia mea, este familia care mă susține de fiecare dată și mama mea mi-a trimis mesaje că a fost speriată când te-a văzut pe tine și nu înțelegea, pentru că am lăsat așa să fie o surpriză. Da, este familia mea, însă de ceva timp, de aproape 2 ani, ei s-au mutat și am rămas singurică. Și atunci, înainte când veneam acasă, erau ei cei care: hai, gata, lasă că trece, mamă, o să fie bine. Și acum, da, telefonic, ceea ce este diferit atunci când ești față în față cu persoana dragă, față de telefon, este total diferit. Însă, cred că puterea mi-o recapăt de la Dumnezeu. De câte ori nu mai pot, mă rog lui Dumnezeu și mă rog să... Mamă, deja mă emoționez. Mă rog să-mi dea forța necesară, indiferent că a fost vorba personal sau profesional. De cele mai multe ori am simțit că nu mai pot și a zis Dumnezeu ceva, șoptea o voce și zicea: când nu mai poți puțin, mai poți puțin. Când nu mai poți, mai poți puțin. Asta este vorba și motoul care mă reprezintă de fiecare dată. De fiecare dată, și când am fost în America și mi-a fost dificil și greu, aceste vorbe mi-au dat putere și, bineînțeles, rugăciunea către Dumnezeu. Asta este ce îmi dă forță. Și dacă nu mai poți, ce? Și dacă nu mai poți, așa este, ce? Nu se întâmplă nimic, Alina, într-adevăr. Mi-am dat voie să sufăr, mi-am dat voie să fiu tristă, mi-am dat voie să fiu la pământ. Și când am fost la pământ sau n-am mai putut, prin suferință și prin jertfă mi-am dat seama din nou de o chestie, mă repet cu acest lucru, că în noi, prin durere, prin plâns, tristețe, jertfă într-un cuvânt, căpătăm o putere de exact ca pasărea Phoenix din cenușă, așa reînviem noi, ca noi femeile în general. Avem această putere de a ne aduna toate, să ne adunăm așa bucățică cu bucățică de pe jos și să o instalăm din nou în suflet, în inimă, în minte și să redevenim mai puternice, mai invincibile, mai luptătoare, mai, cum aș putea spune. Așa este. Haideți să vedem cum va fi matinalul de acum încolo, cum îl vezi, ce fel de invitații vrei să aduci, ce invitat n-ai adus până acum și l-ai vrea aici lângă tine, noul an. De mult mi-am dorit, nu doar anul acesta, și anul trecut și acum 2 ani mi-am dorit din suflet pentru matinalul Fii Antenă să aduc invitații mai talentați, mai cunoscuți. Însă să știi că nu-mi displace de nicio culoare și cei care nu sunt cunoscuți și merită atenția telespectatorilor, pentru că în ei am descoperit oameni foarte talentați, oameni chiar dacă sunt la început de drum, care merită promovați și este păcat să stea în umbră. Deci pentru acest lucru trebuie și ajutați de cineva și m-am bucurat că matinalul Fii Antenă le-a putut fi așa o mică rampă de lansare, de ce nu? Mi-aduc aminte acum foarte, foarte mulți ani când aveam și eu 14 ani și repet de la an la an că am fost în această încăpere acum mai bine de 16 ani, dacă nu. Și era exact aici
Chiar aici era studioul, în față, nu, Laurențiu Popa era emisia, dacă nu mă înșel, am dreptate. Și uite că anii au trecut, dar da, ce-mi doresc de anul acesta pentru matinalul Fii Antenă, poate puțin mai mult să aduc oameni mai cunoscuți, nu știu, partea aceasta de artiști și mai cunoscuți, pentru că am foarte multe cunoștințe la București, chiar de curând a fost ziua de naștere a lui Romică Țociu. Când îl vedem aici. Da, și chiar am vorbit cu el și am spus, măi, Romică, de atâția ani ne știm și suntem prieteni, nu ne-am mai văzut de mult și atât de rău îmi pare că n-am apucat să fac emisiuni, nu doar cu el, cu foarte mulți, pentru că am foarte mulți prieteni la București, vedete, așa cum dumneavoastră îi cunoașteți, și mi-a părut rău că nu am putut să-i aduc în atenția telespectatorilor. La un moment dat am făcut interviuri, însă îmi doresc și mai mult, și mai mult pe partea aceasta. Îmi doresc foarte mult să lansez și partea aceasta gastronomică, pentru că am văzut că telespectatorii sunt foarte fascinați de gastronomie și cu mine acolo la bucătărie. Am văzut cum gătești. Da, partea aceasta și eu aș lucra mai mult la ea, însă a fost puțin pentru noi ca echipă mai dificil, pentru că asta înseamnă un cameraman cu noi, cu mine pe teren o zi întreagă. Deci este foarte mult de muncă pentru 45 de minute, lucrez o zi întreagă, cum s-ar spune, dar se merită, dacă mă întreb pe mine. Îmi doresc să promovăm și mai mult Vâlcea și mai mult antreprenorii, business-urile, pentru că este... Din ce observ, Alina, îmi dau seama că este un moment destul de precar pentru economia, nu neapărat economia din economia aceasta din Râmnicu Vâlcea, ci pentru toată România este puțin încercată prin toate scumpirile, prin partea aceasta de... A fost pandemia, am avut de trecut peste acest hop, acum este latura aceasta cu foarte multe războaie în lume și automat și în țara noastră devine un război, ca aici vreau să zic, economic și este foarte greu încercată economia noastră, dacă mă întreb, și nu numai a noastră, cred că în toată Europa și în întreaga lume, dacă stau să mă gândesc că am avut la un moment dat câteva discuții cu fratele meu și îmi spunea chiar și în America, economic vorbind, este foarte dificil. Deci cam pe toată planeta suntem încercați de latura aceasta, pentru că unii oameni își doresc foarte multă putere. Se pare că această putere pe care unii o vor cu orice preț, chiar și cu prețul altor vieți, uite, avem de suferit, au de suferit nu doar cei care răzbesc pe front, ci și oamenii de rând din alte țări, economic vorbind. Nu-și mai permit să-și pună ceva pe masă, nu-și mai permit, adică partea aceasta de zi cu zi, lucrurile normale, nimic ieșit din comun. Este. Nu mai zicem să ieșim în oraș sau alte hobby-uri care necesită finanțe, bani, ci pur și simplu la lucrurile normale, să-ți plătești o factură, să-ți iei un medicament, să pui ceva pe masă, nu ți le mai permiți, din păcate. Să sperăm că nu vom ajunge cu toții acolo. Da, este un moment, este o perioadă istorică, să zic, încercată. Da, așa este. Dar asta este întotdeauna, am avut parte de obstacole, de provocări de-a lungul istoriei. Vom face față la toate, pentru că omul este perfect adaptabil. Așa este. Să ne întoarcem la bucățica noastră aici. Suntem aici pentru a vă oferi informații, pentru a vă descreți frunțile, pentru a vă face să vedeți și partea frumoasă a vieții, ceea ce faci tu în fiecare dimineață. Da, asta mi-am dorit niciodată, ca cei de acasă să simtă... Știi cum e? E suficient că avem partea aceasta de știri, partea aceasta politică, în care primim informațiile nu tocmai cele mai bune sau fericite uneori, și atunci am considerat că
matinalul, dimineața, se spune așa cum ți-o începe, așa îți merge toată ziua, să fie doar despre lucruri pozitive, oameni frumoși, oameni talentați. Știu cât de mult apreciază telespectatorii artiștii, muzica populară, muzica ușoară, și atunci am zis să fiu doza de energie pozitivă pe care cei de acasă să-și o ia și să înceapă așa într-o notă de veselie cu fiecare artist în parte, sau nu neapărat, că nu este vorba doar de artiști, am adus și pe partea aceasta, ai văzut, de psihologie, de sănătatea minții, a sufletului, al inimii, dar și despre sănătatea trupului prin oameni din sport, oameni care știu să ne dea informațiile corecte cu privire la alimentație, la cum să facem o mișcare corect și cât este de importantă și latura aceasta. Deci, într-un cuvânt sau într-o concluzie, mai bine zis, toate acestea sunt necesare să avem așa o viață frumoasă, un matinal distractiv, un matinal jovial. Asta, pe asta am primat mereu și am pus accent. Să avem din toate câte puțin. Și uite că de 3 ani o duc înainte cu brio, sper eu. Văd aici din mesaje foarte frumoase și mă bucur. Mă bucur asta. Și eu mă bucur. Cum te primesc oamenii dincolo de acest studio, dincolo de camere? Bună întrebare. Văd. Uite, apropo de această întrebare, Alina, de curând am mers în farmacie să iau ceva medicamente și o doamnă de acolo, pe care o salut pe această cale, sunt fel convinsă că ne urmărește în această dimineață, s-a uitat așa la mine, cum de altfel fac toți telespectatorii, toți cei care ne urmăresc, se uită la mine și în prima fază poate nu știu de unde se mă ia, după își adun așa, nu știu, imaginea mea și zic, da, ea este. Exact astea sunt cuvintele pe care le aud, le zâmbesc și atunci capătă încredere și au curajul să vorbească cu mine. Și doamna de la farmacie mi-a spus la un moment dat, fiind în farmacie, bună dimineața, vă urmăresc, dar nu știu ce se întâmplă, că de ceva timp nu vă mai văd pe TV. Și atunci am spus, doamnă dragă, am tot repetat de-a lungul emisiunilor acest aspect, faptul că s-a schimbat grila de programe și necesită o adaptare, o actualizare la noua grilă de programe ca să găsească din nou postul Antena 3 Vâlcea. Spun asta pentru că înainte, Alina, știi și tu foarte bine, ieșea Bucureștiul, adică Antena 3 București, intra matinalul Fi Antenă, știrile sau emisiunea colegilor noștri și atunci era mai ușor să fim găsiți. Acum trebuie să se facă această actualizare ca telespectatorii să pot să urmărească din nou tot ce se difuzează la Antena 3 Vâlcea. Și da, este foarte interesant această, nu știu, acest sentiment pe care îl întâlnesc de la om la om este diferit, dar ce este important și interesant, că toată lumea este pozitivă și eu am acea întrebare de fiecare dată când cei care mă opresc și mă felicită, dacă este ceva ce nu le place la mine, pentru că trebuie să vedem și latura aceasta negativă sau nu neapărat negativă, adică ce ar trebui să îmbunătățesc la mine, la emisiune, ca cei de acasă să, nu știu, să le placă, să ne urmărească în fiecare dimineață. Și toți îmi spun, Alina, că nu, că totul este perfect, că totul este foarte bine cum fac, le place ceea ce văd, deci niciodată n-am primit ceva negativ. Dar niște replici cu siguranță așa mai interesante, mai jucăușe ai primit. Da. Am fost și de față. Da, așa este într-adevăr. Au fost foarte interesante remarcile telespectatorilor când te întâlnesc față în față. Da, a fost pe genul, ești mult mai frumoasă în realitate, sau pe genul, un domn, mi-aduc aminte aici, chiar aici în parcul Mircea cel Bătrân, mi-a spus că are și el două fete, dar nu sunt la fel de frumoase și de talentate ca mine și că mă pricep și moderez emisiunile mai bine ca la București. Deci au fost
așa complimente ce m-au măgulit, ca să zic așa, și m-am simțit extraordinar de bine. Mi-au dat putere și cred că de fapt și de aici mi-am luat puterea de a merge mai departe. Dar de cele mai multe ori stai și te gândești înainte de toate acestea, măi, la un moment dat când n-o să mai fii pe sticlă, toată lumea o să te uite. Deci imaginea aceasta pe care ne-am creat-o, da, rămâne poate doar o fărâmă de am moderat matinalul Fii Antenă sau ceva de genul acesta sau a fost la Antena 3, dar nu atât de mult încât mă uit și la cei mai mari de la București. În momentul în care nu mai apar pe sticlă, toată lumea uită de ei, din păcate. Eu nu am observat asta, dimpotrivă. Eu cred că niște ochi pe care îi vezi în fiecare dimineață, de exemplu, n-ai cum să-i uiți o bună perioadă. O bună perioadă. Așa este, dar la un moment dat, cu trecerea timpului, vei fi uitat. Indiferent că ești un om de rând, fie că ești un om pe sticlă, fie că ai făcut, nu știu, ceva important în viața aceasta, mai devreme sau mai târziu lumea te uită. Dăm voie să te contrazic. Nu cred că se uită, nu cred că uităm atât de ușor niște lucruri, niște momente care rămân în urma noastră. N-au cum să se uite toate acestea, ele rămân într-un fel sau altul. Aș dori să completez, mi-aduc aminte de o replică a unui biciclist, la un moment dat, într-o plimbare a noastră. Da. Mi-a plăcut foarte mult cum a sunat. Da. Nu mai știu exact cum a sunat replica, dar ceva de genul... Nu te crezi aici la televizor? Aici, ești șefă la tine, acolo, aici... Ești în natură, dă voie să trec pe lângă tine. Nu mai știu cum suna, dar a fost foarte interesant. Apropo de remarca ta, Alina, chiar ziceam, băi, dar nici în natură n-avem parte de liniște. Adică aici te aștept să nu te mai întâlnești cu nimeni, să fii tu cu tine, cu natura. Foarte bună remarca. Vezi, așa se întâmplă, că sunt foarte mulți oameni, nu-i mai reții pe toți. Așa că, draga mea, ești șefă doar aici, în rest, ești om normal, facem lucruri normale ca toți oamenii. Pentru că nu mai avem foarte mult așa timp, haideți să vedem, Alinus. Ce ne pregătește, cineva a făcut acolo la marcă. Poate să facă el, că noi vedem acolo. Foarte mult. Noi vedem acolo ceasul, Laurențiu, și de fiecare dată, Laurențiu, știi cum e, îmi spune, timpul, lasă timpul că mai avem până la și 58-59 ne vei lăsa. Știu sigur că plăcerea ta este să... Uitați câte mesaje primim, Doamne! Te joci cu aceste cărți de tarot. Hai să vedem. Și mie îmi place să mă joc între ghilimele. Da. Aceste cărți de tarot sunt un instrument minunat prin care poți să accesezi lucruri aflate în subconștientul tău. Hai să vedem. Hai să vedem ce ne rezervă în această ce dimineață. Ce rezervă Viitorul. Spunem. Să sperăm că sună bine, indiferent de ce se va întâmpla în această viață. Deci eu nu știu de ce mi-apar tot timpul. Andrei, te rog frumos să focusezi pe mine mai aproape această imagine. Nu înțeleg de ce tot timpul, Alina, aveți bine tot doi îndrăgostiți. Îi văd un cuplu atât de frumos. Nu pot să înțeleg de fiecare dată când mă joc cu acele... cărticele, am parte de așa ceva. Hai să vedem, oare de ce ai parte de așa ceva? Ce ascunde această spune carte? Spune așa, comuniunea spirituală intensă, extraordinară. Deci e vorba tot de ceva din interior și tot timpul mi-apar îndrăgostit și aici apar atât de multe lucruri frumoase, exact cum îmi place mie natura, fluturași, păsări. Este ceva interesant, cred că îmi rezervă viața altceva, nu știu de ce am impresia aceasta, pentru că eu tot timpul am tendința către a mă duce spre natură, spre a-mi cumpăra așa căluți, să-mi cumpăr 2 cai, 3 cai, de ce nu, și să mă apuc de o nouă etapă în viața mea, dar cât bunul Dumnezeu mă va vrea aici și Universul, voi trage cât pot eu de mult și de tare. Da, foarte interesant. Păi de acolo niște îndrăgostiți. Da, doi îndrăgostiți. Este o fată blondă și un tip, un bărbat foarte sensibil, puternic.
și foarte protector la cum mă strânge. Ia uite-te tu mai bine, Alina. Să înțeleg că se prefigurează ceva, îți dorești ceva în acest sens? Ca în fiecare an și de ziua mea și de... La fiecare, nu știu, etapă din viața mea sau moment important, este inevitabil să nu-mi doresc pe cineva lângă mine. Îmi doresc un bărbat puternic, în același timp sensibil, glumeț, jovial, să facem lucrurile împreună, să construim împreună și ce mai presus de toate, să fie un om blând, un om empatic. Nu-mi doresc oameni duri, oameni care să te pedepsească, oameni care să te trateze cu indiferență, doar să-ți arate că ei sunt puternici. Nu, îmi doresc empatie, bunătate, liniște, înțelegere, respect, pentru că și eu, la rândul meu, dacă primesc toate acestea, ofer. Așa că, Alina, cam asta îmi doresc de la mine personal, iar de la Matinal mai îmi doresc mulți ani, dacă se poate și dacă va vrea bunul Dumnezeu și Universul și, bineînțeles, interiorul meu să tragă, să mai poată să tragă, îmi doresc foarte mult să continui. Dacă nu, asta este, până aici a fost și voi merge mai departe cu zâmbetul pe buze și într-o nouă etapă în care voi face față cu brio, sunt fel convinsă. Și eu sunt la fel de convinsă. Dăm voie de finală, da, Alina, sigur? Pentru că am primit foarte multe mesaje, să le citim, mesajele telespectatorilor, pentru că fără ei noi nu am exista. Și spun așa, la mulți ani, mult succes, Mădălina, o salut pe distinsa invitată Alina Nenu. Și eu vă salut. Mult succes de la Daniel Țârlea, au fost aceste mesaje. Dănuț Costin, bună dimineața, la mulți ani în continuare. Claudiu Sândulescu, bună dimineața, vă doresc o zi de iarnă frumoasă și reușită. Îmi spune Adrian Monafu, salutări Mădălina, o salut și pe distinsa invitată doamna Alina Nenu, multă baftă în tot ceea ce face, o apreciez foarte mult ca și pe tine, Mădălina. Mulțumesc. Mult succes să aveți amândouă în continuare. De la Cătălina Radu, bună dimineața, o zi frumoasă. Terezia Maria Banac, neața bună, vă doresc o zi bună tuturor, numai bine. Maria Mitu, la mulți ani, Madi, mult succes în continuare, emisiuni frumoase, salutări Alinei, calde îmbrățișări. Dima, Monica, Mihaela, la mulți ani, succes. Adrian Monafu, la mulți ani, Matinalul Fi Antenă, 3 ani acum, dar să fie cât mai mulți, cât mai multe ediții minunate, să aveți parte ca și până acum. La mulți ani pentru tot colectivul de la Antena 3 Vâlcea și multă baftă în viitor. Maria Florina Nicu, bună dimineața și ești minunată. Lucian Constantin Cărămidă, neața bună, și mi-a mai trimis doamna Mariana Macarin, Mădălina, la mulți ani pentru emisiune, să ajungi la 100 de ani, te iubesc. Doamne, ce urări frumoase, acesta a fost în privat. Da, extraordinar. Acesta este sentimentul. Sunt fel convinsă că pe parcursul zilei voi primi și mai multe mesaje. Așa că vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți în fiecare dimineață. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că m-ați înțeles atunci când am greșit sau n-am fost în cea mai, nu știu, în cea mai bună notă a mea de veselie, de fericire. Asta pentru că sunt om și am și eu trăirile mele. Alina Nenu, ești de nota 10 și îți mulțumesc din suflet pentru că ai fost alături de mine de fiecare dată, atât ca prietenă, cât și ca colegă, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Și mulțumesc cu mare drag și cu toată inima. Mă bucur că am fost gazda dumneavoastră în această dimineață alături de Mădălina și mi-aș dori foarte mult să ne mai revedem în această formulă la următorul anișor, la următoarea aniversare. Mulțumim, mulți ani minunați aici! Mulți ani minunați tuturor, că suntem la început de an și să ne fie viața frumoasă. Mulțumesc, Alina, mulțumesc încă o dată patiseria Moga pentru acest tort delicios pe care ni l-a dat în această zi, să-l savurez alături de toată echipa Antena 3 Vâlcea, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc Mihaelei Fuiora pentru aceste baloane minunate, pentru decor, așa că vă recomand din suflet dacă aveți nevoie pentru evenimente reușite. Mădălina Mitu pentru dumneavoastră, ne revedem și mâine dimineață. Alina Nenu, moderatorul dumneavoastră, gazda din această dimineață. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și o zi bună vă dorim. La revedere! La revedere.